Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Vâlcani. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Luni, 11 iulie, în sala de festivități a liceului Ion Ghica din Răcari a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local, în cadrul căreia Marius Caravețeanu, cel care a câștigat alegerile din 5 iunie, a fost investit în funcția de primar, iar pe cea de viceprimar o va ocupa Popa Dumitru. Evenimentul s-a desfășurat în prezența oficialităților, precum și a unui public numeros. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți pentru că ați participat la acest moment unic în sensul de odată la 4 ani, și anume de constituire a Consiliului Local, de punerea jurământului în fața dumneavoastră de către consilierii locali și, în ultimul rând, de către primar. Domnule prefect, preacucernici părinți, doamnă președinte, stimați consilieri, stimați invitați, intrăm într-o nouă etapă începând de astăzi, în ceea ce mă privește, în al treilea mandat se prefigurează sau te arată la orizont un mandat greu, spun eu, având în vedere numărul mare de proiecte pe care mi le-am propus. Alături de echipa de consilieri nou creată, îmi doresc ca peste 4 ani să venim din nou în fața publicului, a cetățenilor, și să putem să privim în ochi pe orice cetățean din această localitate.